Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ion Manta și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. La 34 de ani am lăsat cariera de fotbalist și s-a apucat de cariera de antrenor. Antrenor care, iată, își dorește să înceapă de jos, are ambiții foarte mari. Vom discuta astăzi despre aceste planuri cu un fost internațional, un fost mare jucător care a evoluat și la FC Argeș și la Steaua București. Invitatul meu de astăzi este Adrian Neaga, căruia mulțumesc pentru prezența la Repriza de Sport. Bună ziua! Adi, iată, din această vară ai început această meserie de antrenor care tu ți-ai propus să faci performanțe ca și ce ai realizat în cariera de jucător. Da, este adevărat că în această vară m-am apucat de antrenorat și chiar am vrut să o iau de jos pentru că așa mi s-a părut corect cum am luat-o și când am fost fotbalist de la juniori. Trebuie să trec câteva etape pentru a-mi da seama dacă pot merge mai departe sau am calitățile necesare pentru a antrena o echipă mai de ligă superioară. Adi, la 34 de ani nu e cam de vreme totuși să lași fotbalul de performanță, să te apuci de antrenor? Este adevărat că din punct de vedere fizic mai puteam face față, nu știu la ce nivel, dar mai puteam face față, dar știți cu toții că am întâlnit acele probleme care le-am avut cu clubul din Mioveni și am decis ca să mă opresc. Dar să știi că și aici, chiar dacă este o divizia D, încerc atât cât mai pot să-i ajut pe băieți din teren. Și am jucat în majoritatea meciurilor până acum. Da, ești jucător antrenor la AS Basco în Liga a 4-a. Cum a fost, eu știu, despărțirea de fotbalul de performanță și iată să încep, cum ai spus tu. Să știi că a fost, adică nu știu, nu s-a întâmplat foarte repede, pentru că deja la Mioveni nu mai eram lăsat să mă antrenez, cu toate că mai aveam contract cu ei și am decis ca să merg pe această cale, stând într-o duminică la un șpriș și la un grătar, pot să spun așa, cum fost coleg de-al meu de la junior cu Bărbărie Remus, care mi-este și antrenor secund acum și jucător la Bascov, am mers la Ștefănești și am avut un meci amical cu cei de acolo. Iar cu 3 zile înainte de a începe campionatul, antrenorul care era înainte la Bascov va pleca cu majoritatea jucătorilor de la echipă, s-a mutat la Ștefănești. Și am primit telefon de la Remus și am zis, hai mă, dacă toți stau degeaba acasă, hai să ne apucăm de treabă. Era miercurea și sâmbătă aveam prima etapă și noi eram 8 la antrenament. Decât 8 jucători. Decât 8 jucători, da. Uite că ușor, ușor ne-am strâns și chiar am venit aproape de liderul clasamentului în acest moment. Suntem la 3 puncte de primul loc. Da, chiar în ultima etapă disputată sâmbătă ați reușit o victorie 4-3 în deplasare la Sporting Pitești. Da. Pe lângă aceste rezultate bune, spunem noi, cei care am fost la meci, ai reușit să aduci și doi foști mari jucători, foști colegi de-ai tăi de la Steaua. Pentru noi cei din presă a fost așa un subiect foarte interesant să vezi pe Sorin Paraschiv și pe Marian Aliuță să joace alături de tine. Este adevărat. Am avut o discuție cu domnul primar de la Bascov, căruia trebuie să-i mulțumim cu toții pentru că se implică în acest proiect care l-am început împreună. L-am întrebat dacă are gânduri de viitor, dacă va ține echipa și dânsul a fost ok. În acest an avem ca obiectiv formarea unei echipe competitive și reamenajarea stadionului de la Basco, pentru că în momentul de față arată rău. Am înțeles că în primăvară va intra în reconstrucția acest stadion și iar la anul să atacăm promovarea pentru divizia C. Să vorbesc puțin de acești doi foști colegi de mine. Am încercat la echipă să îmbin așa mai mult tineret și câțiva jucători cu experiență. Printre aceștia, că toți lăsaseră, a fost Sorin Paraschiv și Aliuță, care au răspuns și chiar m-am bucurat pentru că sunt prietenii mei, noi cei de la Steaua am rămas în relații bune. Și am vorbit și cu Petre Marin, care sper că dacă noi în acest an vom ajunge, o da Dumnezeu să ajungem la baraj, dacă se va putea, a zis că ne ajută și el. Dar deocamdată aș vrea să fac o echipă competitivă ca la anul să atacăm și promovarea și să nu avem probleme. Iată, gânduri mari la Bascov. Ar fi foarte, foarte bine, eu știu, să mai avem o echipă care să promoveze în Liga a 3-a. AS Bascov, cred că sunt condiții destul de bune, nu? Pentru început, da, acolo. Da, sunt condiții vestiare, apă caldă, pe viitor va fi și o saună acolo la stadion, dar ți-am zis, singur impediment și sper ca primăria să rezolve acest lucru este cu
este cu stadionul. Este terenul, din terenul de joc este foarte, foarte rău. Adică cum ai găsit tu Liga a patra? Tu obișnuiți să joci pe mari stadioane? Da, cum... să știi că n-am fost... Nu este o dezamăgire pentru mine, pentru că am început de jos așa. Și chiar mă bucur că am un grup de jucători care, nu știu cum, s-au integrat foarte repede în ceea ce le-am cerut și chiar țin să le mulțumesc și sper din tot sufletul că și ei se simt bine alături de mine. Pentru că am plecat împreună la acest proiect și am zis să strângem în jurul nostru celor din conducere și celor din antrenorii care sunt, să strângem numai jucătorii de caracter. Și sunt foarte mulți jucători tineri în combinație cu cei mai în vârstă care au de învățat, cred că, pe viitor, mai ales jucătorii tineri. Adică cum ești? Ești un antrenor dur? Cum e diferența de la jucători care trebuie să ascult de antrenor și acum tu dai ordine jucătorilor? Este adevărat că m-am pus cu data în postura antrenorilor pe care i-am avut eu, pentru că eu am fost un jucător mai recalcitrant, așa, mai rebel. Și mă pun și în postura jucătorilor de acum. Să știi că sunt totuși un antrenor exigent, dar nu sarcal. Îmi place foarte mult disciplina. Adică nu-mi place ca după un antrenament să rămână materiale, să rămână pe teren sau în timp ce vorbesc eu să vorbească jucătorii în vestiar, asta nu-mi place. Dar în schimb sunt alături de ei, îi ajut cu ce pot. Tu ai avut foarte mulți antrenori cu care ai lucrat la aceste echipe mari. Ai așa un model pe care, eu știu, încerci să-l copiezi, Într-adevăr, din punct de vedere al disciplinei, încerc să-l copiez pe Victor Piturca. A fost și primul antrenor care m-a adus în Ghencea. Acesta a fost visul meu ca să ajung în Ghencea și mi-a oferit șansa de a juca la cea mai bună echipă din România și cea mai titrată echipă din România. Și era un antrenor exigent și chiar, mai ales în fotbalul din România, în condițiile care sunt astăzi, fără disciplină, nu poți să faci nimic. Uite, mă uit și la Steaua și Reghin Camp este, într-adevăr, și el un antrenor care impune disciplină. Deci asta că are rezultate. Ar fi o condiție, știu, principală, să spunem. Pentru mine, principala condiție ca să fie în lotul echipei mele pe care o antrenez este să fie disciplinată. Așa, deci Victor Piturca ar fi unul dintre antrenorii cu care tu ai lucrat foarte bine și ți-au plăcut. E un sistem de joc pe care îți place să-l... Sistemul de joc care îmi place mie cel mai mult este 4-4-2, pentru că îți oferă posibilitatea de a ajunge cu mulți jucători în jumătate adversă a terenului și plus de asta îmi place pentru că se marchează foarte mult. Dar în general sistemul de joc îl impui după jucător. Că dacă ai jucător să joci 4-4-2, e ok, dar dacă nu, trebuie să schimbi sistemul. Jucătorii îți fac la un moment dat sistemul. Normal, trebuie să te ghidezi după jucători și după calitățile care le au fiecare. Pentru că sunt jucători care nu se încadrează într-un sistem anume. Ai reușit omogenizarea aceasta, spune că ai foarte mulți jucători tineri, dar și jucători cu experiență. Cât de dificil e să îmbini, eu știu, să închegi o echipă care să meargă jocul? În primul rând mă bucură faptul că, după ți-am zis înainte, cu 3 zile de a începe campionatul, aveam 8-5 la antrenament. Am câștigat prima etapă pe teren, am pierdut-o la masa verde pentru că am folosit un jucător care, neștiind că nu este legitimat la noi, l-am folosit. A doua etapă am mers la Rucăr, unde abia am strâns 11 inși cu un băiat care era taximetrist, am câștigat, după care am pierdut etapa a treia la Buzuiești. Și din acel moment avem doar 2 egaluri și în rest avem victorii pe linie. Sper să o ducem până la finalul campionatului cu victorii sau dacă va fi vreo sincopă să fie doar de egal. Dar într-adevăr, după etapa a treia, într-adevăr, omogenizarea echipei a devenit așa pentru mine. Stăteam seara acasă și mă gândeam, cum să fac să-i aduc mai repede pe un. Pentru că îți dai seama, nepregătire. Și am încercat ca să aduc jucători care nu merg la lucru. Pentru că este foarte important ca să faci antrenamente. Și acum avem un ciclu săptămânal cu doar joia nu se face antrenament, pentru că avem doar 2 jucători în componența lotului care muncesc. Unul este profesor și unul lucrează la o firmă. Dar și în condițiile astea și prin cel puțin 2 antrenamente pe săptămână. Iată, antrenamente, nu știu, mai rar la unele echipe de Liga 4. Tu încerci să duci această pregătire la standardele unor echipe, eu știu, de... Da, nu, am încercat cât de cât să ne punem din punct de vedere fizic foarte bine, pentru că aici se face foarte mult diferență la nivelul echipelor de divizia D.
și sper să reușim. Ți-am zis, nu mă voi da la o parte dacă va fi să mergem din acest an la baraj, pentru că barajul de la divizia C se joacă în trei echipe. Dar dacă nu va fi, anul acesta nu avem obiectiv promovarea și nu va fi niciun capăt de țară. Anul ăsta vreau să formez o echipă competitivă, ca la anul să nu am probleme în această serie, dacă nu va fi să fie anul ăsta. Noi sperăm să reușești chiar din primul an să reușești promovarea cu echipa. Și sper ca din iarnă să mai aduc jucători la echipă care au cochetat cu echipele mari. Dar simți, eu știu, așa că vin și jucătorii altfel, știind că are antrenor pe Adrian Neaga, poate coleg de echipă, poate unii nu se gândeau la da, simt, pe Aliuță. Simt că au un respect față de mine și asta îmi dă și încredere că putem să ne îndeplinim obiectivele pe care le avem. Pentru că le-am spus în vestiar, dacă vor asculta, sunt convins că vom la finalul turului, pentru că ăsta e obiectivul nostru, le-am spus în clar. Să nu ne depărtăm foarte mult de locul fruntaș, adică după turul de campionat să nu fim la 9-10 puncte de cei de pe primul loc. Și al doilea lucru este ca să formăm o echipă care joacă fotbal. Ți-ai făcut așa o imagine, probabil, a echipelor care evoluează în această serie, în Liga a IV-a. Cum ți se pare echipele? Care te bate la promovare? Și... Deci, în momentul de față, suntem 5 echipe despărțite de doar 3 puncte. Este Ștefăneștiu, este Valea Ursului pe primul loc, are 26 de puncte, care încă nu i-am văzut jucând și au joc cu ei peste două etape, nu i-am urmărit. O să fie derby local, da. Derby local. Este Ștefăneștiu pe locul 2 cu 25 de puncte, Dinamic Curtea de Argeș, care mi se pare o echipă foarte bună, cu 24 de puncte. Sunt cei de la Dinicu Golescu cu 24 de puncte și noi avem 23 de puncte. Deci ne despart. 5 echipe suntem despărțite de doar 3 puncte. O serie strânsă, nu? Echilibrată. Da, în acest an echilibrată, da? Și îmi plac foarte mult cele două echipe, echipa a doua a Mioveniului și Sporting Pitești, cu care am jucat, aceste două echipe fiind alcătuite numai din copii, numai din juniori, care mi-au plăcut foarte mult. Asta am încercat și eu la echipă, să avem cât mai mulți juniori în teren și cred că suntem singura echipă din cei din față care jucăm cu 6-7 juniori la fiecare meci. Iată, jucătorii tineri pare a fi, eu știu, viitorul pentru, eu știu, a închega o echipă puternică, să ții oarecum de acest lot de jucători cu care să... Da, este adevărat că jucătorii tineri fac diferența la acest nivel, pentru că se joacă obligatoriu cu 3 juniori în teren și dacă schimbi junior trebuie să bagi un alt junior. Deci trebuie să ai în lot minim 6-7 juniori. Dar noi încercăm să jucăm titular cu cât mai mulți juniori și, ți-am zis, experiența cu care venim noi să... pe lângă tinerețea lor, să alcătuim un grup unit. Adică cum ești primit în deplasări? Mergi prin tot județul, mulți din spectatori și suporteri te-au văzut numai la televizor. Iată cum te văd pe viu, jucând, chiar stând pe banca tehnică, dând indicații elevilor tăi. Da, chiar nesperat. Am fost primit foarte bine. Și chiar spun nesperat, pentru că auzisem fel și fel de vorbe, că, de exemplu, pe la Buzoiești, pe la Miroș, pe unde jucăm, spectatorii sunt foarte răi. Am fost primit bine, dar joacă și cu foarte multă ambiție contra noastră când joacă. Deocamdată, asta vreau să trebuie. Deocamdată suntem singura echipă care celelalte echipe joacă cu foarte multă ambiție, pentru că ei vor să câștige, că nu zic că ei o să câștige cu Ase Bascov, câștigă cu Neaga, cu Aliuță, cu Bratu, este și Cristian Bratu, da, la noi. Este Năuiu, care a cochetat și el cu divizia B, a jucat atâta timp la Mioveni, deci am o echipă cât de cât, deci, eu, competitiv. N-ai scăpat oarecum de această, eu știu, impulsivitate a jucătorilor adversi și la Steaua, probabil, la fel se întâmpla. Normal, la fel, echipele. Când mergeai cu Steaua în deplasări, în provincie, toate echipele vreau să câștige cu Steaua. Cum este și, de fapt, și acum, când joacă Steaua sau Dinamo în provincie, toate echipele vor să bată, mai ales Steaua în momentul de față, pentru că este diferență mare între Steaua și celelalte echipe în momentul de față în campionat românesc. Da, un plus de valoare pentru Liga a IV-a, să vezi asemenea jucătorii evoluând și antrenorii, iată, foști fotbaliștii de performanță. Totuși, revin, multă lume spune că cam de vreme e păcat că nu te mai văd, știu, la cel puțin în Liga a II-a să evoluezi, la doar 34 de ani. Da, este adevărat, dar s-a dus, acum trebuie să uit cariera de fotbalist pe care am avut-o și să mă concentrez foarte mult pe această carieră. Chiar îmi place, să știi. Adică regrezi ceva, eu știu, în cariera de jucător?
Ți-ai fi dorit să ajungi mai sus? Nu pot spune că regret, pentru că ceea ce am făcut în viața mea n-am să regret niciodată. Fiecare clipă pe care am trăit sau fiecare pas pe care l-am făcut, nu, pentru mine nu e regretabil. Așa a fost să întâmple. Poate că am puțin așa, să zic, urme de care au fost în suflet, care au rămas în sufletul meu, pentru că, de exemplu, nu m-am putut bucura cu Steaua la un titlu, adică să fiu în teren ultima etapă când se decernează medaliile. Sau eu știu, n-am putut la nivel de echipă națională să merg la un turneu final. Dar regrete nu am. Poate în cariera de antrenor să ai parte că, de... Să știi că m-ar bucura foarte mult în cariera mea de antrenor dacă aș putea să antrenez o echipă cum ar fi, de exemplu, ASE Bascul, este primul meu an, ca în 2 ani de zile să formez o echipă competitivă și să merg la o ligă superioară. Și să am jucători care, de exemplu, în primul an când au jucat cu mine, următorul an să joace la o ligă mai sus. Îți dorești să și promovezi, nu? Să și promovezi, da. Asta îmi doresc foarte mult. Da, noi îți urăm foarte mult succes în această nouă carieră. Sunt multe subiecte. Aș vrea să vorbim un pic și de un mare of al suporturilor argeșeni. O echipă la care tu te-ai format și ai jucat atâți ani și ai ținut foarte mult și cred că o să ții probabil toată viața. E vorba de FC Argeș aici. Normal să țin. Dar acum nu mai ai cu cine să mai ții, pentru că s-a desființat. E normal ca să-ți aduci aminte de prima echipă unde ai făcut primii pași în fotbal. Dar, ce părere ai tu? Iată, s-a ajuns. Sperăm ca una din aceste două echipe care sunt acum în divizia C, mă refer la SCM Pitești și la Bradu, sperăm ca una dintre ele să intre în acest an în divizia B și în câțiva ani de zile să formeze o echipă competitivă ca să atace promovarea pentru a juca în divizia. Pentru că cu timpul oricare echipă va fi Bradu sau SCM Pitești va fi adoptată de Piteșteni, pentru că crezi că se va ajunge aici? Eu zic că se va ajunge, pentru că cazul în care nu prea s-a reușit, iată, la Timișoara. Este adevărat, dar fotbalul piteștean are de sferit de câțiva ani buni și lumea are poftă de fotbal să vadă echipe mari la Pitești. Sperăm ca una dintre aceste echipe în 2-3 ani de zile să facă pasul spre Liga 1, pentru că deocamdată fotbalul argeșean este pe o pantă descendentă. Da, autoritățile orașului au promis că se vor ocupa, eu știu, și de preluarea numelui și a palmaresului. Sperăm să se țină de cuvânt, pentru că, eu știu, istoria de 60 de ani ar fi păcat, eu știu, să se șteargă, să se treacă la capitolul fost. Este adevărat. Echipă. Ar fi păcat ca acest brand FC Argeș să dispară definitiv din fotbal, măcar culorile să rămână. Iată, este deocamdată această echipă, SCM Pitești, acest nou proiect în Liga a 3-a, deocamdată pe prima poziție, sperăm noi să rămână până la finalul campionatului pe primul loc și să reușească, de ce nu, promovarea, sau Atletic Bradu, să spunem, dar e un pic mai dificil acolo, o echipă nu promovată din Liga a 4-a. Știm că tu urmărești toate partidele. Da, atâta timp cât mi-a permis timpul, am fost cel puțin o repriză, ori la Bradu, ori la cei de la SCM. Plus de asta am fost și la Târgoviște, la derby. N-am fost la derby, pentru că am fost la Bradu și aveam antrenament. Am fost la Târgoviște pentru că Nea Silviu Dumitrescu, care m-a promovat pe mine la FC Argeș, plus Sică, care mi-a fost coleg de cameră și coleg la FC Argeș, sunt antrenori acolo și aceste trei echipe mi s-au părut cam cele mai bune din această serie. Eu sper să fie una de SCM-ul sau Bradu să fie una din ele care să meargă mai departe, pentru că se va juca un sistem play-off și ar fi bine pentru fotbalul din Argeș. Iată, acest sistem play-off, play-out implementat la noi, cum ți se pare ție? Mie, din punctul meu de vedere, mi se pare un sistem ok, pentru că ridică nivelul competiției. Așa am întâlnit și eu în Azerbaijan, la fel, același sistem și ridică foarte mult nivelul competiției. Crezi că ar fi, eu știu, ar fi bine să fie implementat și la Liga 1, știm, sunt multe echipe cu probleme. Trăiesc acolo aproape numai din banii din televizări, au bugetul. Ar fi bine ca la Liga 1 sau ca la sportul românesc să dea o lege să scadă aceste taxe, pentru că vor dispărea foarte multe echipe cu probleme din fotbal dacă nu se va, dacă e guvernul României sau cei care sunt în măsură să dea aceste legi, să vor ține în continuare aceste taxe mari. Pentru că nu mai sunt oameni care... Sau sunt foarte mulți oameni în România potenți financiar, dar fug de aceste taxe. În loc să investească în sport, investesc în alte lucruri.
Da, sperăm că această mult așteptată lege a sportului, eu știu, într-un timp cât mai scurt să fie adoptată, să ajute toate sporturile, că nu vorbim aici numai de fotbal, că aproape toate sporturile au probleme din acest punct de vedere financiar, mai ales că, iată, criza se prelungește și se renunță, eu știu, la ce da investi în fotbal. Iată, chiar acum avem pe micul ecran imagini de la partida de la AS Bascov, în care Adrian Neagă, alături de foștii săi colegi de la Steaua, Sorin Paraschiv și Mariana Liuță, scriu istorie pentru, cel puțin pentru noi, în Liga 4, jucători care, așa cum spuneau, au evoluat în Liga Campionilor, au făcut performanță și iată, noi vedem pe viu la noi în Argeș. Cum, eu știu, spectatorii, cum ți se pare? Adică sunt foarte aproape acum, da, nu stau în tribune, sunt foarte aproape de teren. Am ținut să remarc, chiar vorbeam cu Remus, cu Bărbărie, că deja la Basov s-a creat o emulație așa și la nivelul spectatorilor, pentru că au venit să ne urmărească. Chiar sunt unii oameni de acolo din comună, din Bascov, care vin și la antrenamente și chiar ne susțin. Și asta pe mine m-a făcut încrezător și ți-am zis, plus de asta am un lot de jucători foarte bun care îmi dau încredere că poate chiar din acest an putem ataca promovare. Cum aveți prime de joc? Cum îi mai stimulezi tu? Știu că da, se mai practică ca antrenorul să... E normal să-i stimulez. Avem prime de joc. O primă pentru meciurile de acasă și o primă pentru meciurile din deplasare. Dar de fiecare dată aceasta a crescut. Mai plusesc tu, nu? A crescut în funcție de nivelul adversarului pe care îl întâlnim. Nu mai avem foarte mult din emisiune, aș dori un pic să vorbim și de echipa națională. Urmează o baraj, o dublă foarte importantă. România va întâlni Grecia în barajul pentru promovarea la campionatul mondial din Brazilia. Cum vezi tu această dublă, Adi? Este o dublă, din punctul meu de vedere, o dublă foarte grea, pentru că am urmărit rezultatele Greciei și au luat foarte puține goluri în acest an și n-am. Și România cred că este pe un drum bun, dar așa cum vedem cu toții, deja jucătorii români care activează pe afară nu prea joacă în momentul de față. Dar cred că Victor Pițurcă știe foarte bine de jucătorii care trebuie să îi selecționeze pentru această dublă. Dar cred că era singura echipă cu care puteam să ne batem de la egal la egal, din urna valorică care a fost. Eu sper și cred din tot sufletul și m-aș bucura enorm ca echipa națională să meargă în Brazilia în 2014, pentru că avem nevoie de această calificare. Plus de asta ne mai crește și nouă cota. Altceva să ne vadă la campionat mondial și altceva e doar să jucăm în preliminari. S-a născut iar o întrebare, dacă Adrian Mutu ar trebui să fie convocat la această dublă. Știm tripleta care de aur, să zicem, Adrian Mutu, Adrian Neagă și Dani Coman. Voi trei ați jucat atâția ani împreună. Bine, poate tu e subiectiv acum că ești prieten cu... Mi-este și naș de cununie și mi-este și naș la al doilea copil și e normal să-mi doresc ca el să meargă la echipa națională și nu numai că îmi doresc, dar cred că este în măsură care este un jucător care poate decide un meci în orice moment, indiferent de vârsta pe care o are. Acum are o accentare, dar eu sper ca divergențele dintre el și Victor Pițurcă, care au fost înainte, să se oprească aici, pentru că avem nevoie de motul la echipa națională. Disciplina la lui Victor Pițurcă, iată, și-a arătat, eu știu... Este adevărat, dar cred că la o dublă, mai ales pentru a accede la turneul final al campionatului mondial, cred că atunci poți să închizi ochii și ca antrenor și poți să te incluzi într-un grup, indiferent de cât de rebel ai fi ca jucător. Poate, eu știu, profita și de ambiția lui Adrian Mutu, care dacă va fi convocat, eu știu, probabil va juca cu... Eu ți-am zis, este unul dintre puțini jucători din România care, indiferent de vârsta pe care o are, poate să facă diferența într-un meci. Ai mai vorbit cu el? Iată, te-ai apucat de antrenorat, dar încă vorbit. Nu... Noi ținem legătura, e normal să vorbim. Ce planuri are el? Crezi că se va... Păi și el a zis că mai joacă 2 ani și după aia se va apuca și el de antrenor, pentru că și lui îi place. Deci o să dar fie... deocamdată mai e... vrea să mai joace. Planul tău, să zicem, reușește promovarea cu AS Bascov și automat fiecare își dorește ceva mai bun. Îți dorești, eu știu, la un moment dat să întâlnezi Steaua, echipa națională? Cred că orice jucător care a trecut prin curtea Stelei și care s-a făcut, a devenit din jucător, antrenor, își dorește
foarte mult să antreneze o echipă ca Steaua. Dar nu acum, pentru că nu sunt pregătit de a antrena. Am avut ofertă de la Liga 3 în vara acestui an, dar am zis ca să încep de la Liga 4 și să învăț și eu în primul rând să mă caracterizez eu ca antrenor. Deci vreau să iau treptat, pas cu pas, ca la școală. Da, iată și Paul Codrea, da, a luat tot de jos, la fel. Da. Este greu să treci din clasa 1 în a 5 sau să te duci direct la liceu. Da, de asta vreau să... Dacă nu voi avea calitățile necesare pentru a antrena o echipă mai din ligile superioare, nu e nicio problemă, mă voi opri. Sau voi sta toată viața la D. Nu, noi sperăm că și suntem convinși că sigur vei reuși așa cum ai reușit și în cariera de fotbalist. Steaua o echipă care tu ții foarte mult, o echipă iubită. Iată, pe primul loc în România nu prea are probleme. Da, este adevărat că Steaua în momentul de față este mult peste ceea ce înseamnă campionatul nostru valoric. Și de aceea cred că are și problemele atunci când joacă în asta vreau să pentru te întreb. Că nu sunt adversar pe măsura lor în campionatul românesc. S-a văzut și aseară cu o echipă cu jucători care nu au activat în ultimul timp, cu un sistem de joc schimbat, nou, a defilat în fața Brașovului. Deci Steaua nu are adversar în momentul de față și cred că va câștiga ca în acest campionat mult mai detașat decât cel de anul trecut. Pieteștenii noștri, Cristi Tănase și Andrei Pepeliță, cum? Din punctul meu de vedere, sunt cei mai buni. Tănase chiar îi doresc să se transfere la o echipă de afară pentru a câștiga și el din punct de vedere financiar, iar Prepe, dacă va avea evoluțiile care le-a avut aseară, ca evoluțiile în continuare ca cea de aseară, cred că se va impune în primul 11 la Steaua, pentru că au calitățile necesare de a se impune. Adrian, te pe final, așa cum spuneam, să revenim un pic foarte scurt la AS Bascov. Ce urmează pentru AS Bascov următoarea partidă? Urmează un program de 3 meciuri, pot să spun așa, hotărătoare pentru soarta clasamentului în acest tur de campionat. Jucăm cu Ștefăneștiu, care este locul 2, după care mergem la Dinicu Golescu, care este în fața noastră, la un punct de noi, și avem peste 3 etape avem derbiul local cu Valea Ursului. Deci sunt 3 etape hotărătoare și 3 etape la care putem vedea și noi la ce nivel suntem. Pentru că deocamdată nu am pierdut cu nicio echipă care au fost cotate mai bine valorii decât noi, mă refer la Mioveni și la Dinamic. Deci dacă era sistemul play-off, play-out, era foarte bine. Era un avantaj era pentru un noi, avantaj da? Pentru... Și sper să ieșim cu bine din aceste 3 etape. Țin să menționez că meciul de cu Ștefăneștiul vom juca la Albota, pentru că, te-am zis, terenul nostru lăsăm în astea 3 săptămâni să mai refacă puțin ca să jucăm derbiul de acasă cu Valea Ursului pe un teren cât de cât practicabil. În momentul de față este impracticabil terenul de la Bascov. Și ți-am zis, obiectivul principal pentru mine în acest sezon este ca acest teren să fie refăcut. Și cred în spusele domnului primar că se va implica la echipă, așa cum a făcut-o până acum. Da, oricum felicităm și noi pentru că iată se implică. Ar trebui, eu știu, autoritățile cât de cât să se implice în fotbal, mai ales la Liga a 4-a, pentru că sunt aceste orgolii și sunt meciuri cu cântec, așa, meciuri interesante, nu? Da. Cum o să fie derbiul, de exemplu, cu Valea Ursului, două echipe din aceeași comună. Sperăm să terminăm să fie turul de campionat AS Bascov și Valea Ursului la egalitate de puncte pe primele două locuri, ca să nu îi supărăm și pe cei de la Valea Ursului. Așadar, doamnelor și domnilor, dacă vreți să-i vedeți la treabă pe foștii mari jucători de la Steaua, încă mai evoluează și Liga 4-a, puteți să-i vedeți pe Adrian Neaga, Sorin Paraschiv și Marian Aliuță. Puteți să veniți la Bascov sâmbătă, nu? La Albota. La Albota, da. La 12 fără un sfert la partidă. Adrian, mulțumesc mult de tot pentru prezența. Pentru puțin și altă dată, cu plăcere. Și vă așteptăm la meciurile noastre. Cu siguranță vom fi. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați rămas pe Antena 1. Noi și în continuare urmează cele mai importante știri din Argeș, prezentate de colega mea, Simona Pomazan. Nu uitați, ne puteți vedea și pe site-ul nostru Pitești, Antena1.ro, dar și pe adresa noastră de Facebook. Sunt Ionuț Banta, vă urez să aveți o săptămână deosebită. La revedere!